Așa spuneau oamenii din vremea aceea când Hristos a făcut toate minunile în fața lor. Și probabil că noi din ziua de astăzi și noi de multe ori așteptăm să vedem minuni. Pentru că de fapt ce e o minune? Ceva care trece peste rațiunea noastră, peste puterea noastră de a înțelege lucrurile. Dar minunile pe care Domnul Iisus le-a făcut și pe care le avem pe paginile Sfintelor Scripturi sunt ca să ne slujească nouă drept pildă. În vremurile noastre, un copil al lui Dumnezeu care este salvat și care are mântuirea asigurată, înțelege că o minune este absolut orice vine de la Dumnezeu. Este soarele frumos care răsare dimineața, este sănătatea pe care o avem fiecare. Este faptul că avem un loc de muncă, avem o casă, avem o familie și avem atâtea lucruri de care ne bucurăm. Astea-s de fapt minunile lui Dumnezeu, zâmbetul unui copilaș, bucuria unui părinte care este mulțumit de copilul său. Astea-s minunile pe care noi ar trebui fiecare să le vedem în viața noastră și să ne bucurăm cu adevărat de ele. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin. Amin.